Florin Schellenberg. Bine ați venit la Schellenberg! Mă numesc Ecaterina Palăniuc. Sunt în acest proiect care se numește Diaconiehof Schellenberg. Văzduim persoane care trec prin diferite dificultăți. Avem diferite persoane, și singure, și mame cu copii. De exemplu, în anul 2020, prin locuințele noastre au trecut 10 adulți și 11 copii în total. Fiindcă avem copii și fiindcă școala are loc online, încercăm în fiecare zi să-i conectăm pe copii online. Eu și colega mea, Elena Cojocaru, ținem legătura cu școala, cu profesorii și facem tot posibilul ca copiii să nu rămână în urmă cu materia. La Schellenberg suntem 3 persoane angajate. În afară de mine mai este colega mea, instructor-educator, Elena Cojocaru, care este din cea mai mare parte cu copiii și ajută foarte mult. Cel mai mult ea se implică în privința asta. Și mai avem un îngrijitor de clădiri care face munca, să zicem, cea mai grea și cea mai brută la Schellenberg, pentru că avem și animale domestice, avem oi, măgăruși, găini, curci, rațe. Da. Și în afară de animale, are toate clădirile în responsabilitate, inclusiv biserica de aici. Și facem multe alte reparații, multe alte reparații. Hai, dure, este greu aici. N-are forță. Ha ha ha.